doamnelor și domnilor, suntem în direct chiar acum cu Nadia Comăneci, în direct din Paris, pentru că Nadia se află acolo pentru Jocurile Olimpice. Bun găsit, Nadia, îți mulțumim tare mult că ești alături de noi la Newsaurus CNN. Da, bună seara, merg spre festivitatea de deschidere. De fapt, intrăm prin zona de securitate în acest moment când vorbim. Eram în mașină cu familia mea, cu soțul Dylan și prietena lui și cu Catarina Zit, Lindsey Vonn, campioni olimpici care vor fi la ceremonia de deschidere. Salutări lui Bart, lui Dylan din partea noastră, Nadia. Spune-mi cum a fost aseară, pentru că te-am văzut alături de Elon Musk, alături de președintele Franței, Emmanuel Macron. A fost foarte frumos. Am fost și m-am prezentat și mi-a spus că sunt o inspirație pentru generația de astăzi și toate generațiile, și atunci când spune gimnastică, spune Nadia. Am întâlnit-o și pe soția lui și pe Elon Musk pentru prima dată. A fost foarte frumos. Superb. Nadia, emoții pentru în această seară, ce simți fiind acolo? Emoții probabil sunt mai mari, pentru că de obicei eu când vin la Olimpiadă nu particip la ceremonia de deschidere. Deci, și vă rog să vă uitați la ceremonia de deschidere, că probabil o să aveți o surpriză. O să avem o surpriză. Eu știu puțin, foarte puțin, că vei avea un rol important în această seară și abia așteptăm să te vedem. Nadia, nu vreau să te rețin mult, pentru că ziceai că ești acolo la securitate și te pregătești să intri. Un mesaj pentru echipa României. Aștept să le văd. Voi fi acolo dimineața la calificare și, bineînțeles, în fiecare zi la gimnastică și alături de alte sporturi la care pot participa între timp, și doresc să vă și primul meci al lui Nadal și Alcaraz. Foarte frumos, Nadia, îți mulțumim tare mult. Te urmărim în această seară. Mulțumesc, Nadia, cum Comăneci, o bucurie. Mulțumesc de fiecare dată să fii alături de noi. Te iubim și îți mulțumim tare.